Din nefericire, până în prezent în România nu există o legislație clară care să pedepsească hărțuirea psihologică la locul de muncă. Tocmai pentru a explica ce se poate face în astfel de situații, Organizația Femeilor Liberale de la PNL Brașov a găzduit o dezbatere. Deși ele există, oamenii nu fac demersuri concrete în a-și găsi dreptatea și a reglementa situațiile de acest gen. Teama este un principal factor. Pe de altă parte, s-ar putea ca persoanele să nici nu-și cunoască foarte bine drepturile. Victima începe să aibă probleme de tulburări depresive, somatizări, devine anxioasă, nesigură pe sine și chiar poate renunța la locul de muncă datorită acestor simptome organice. Hărțuirea psihologică până la urmă înseamnă o formă de hărțuire, de discriminare pe o perioadă de timp, deci nu că se întâmplă o șicană odată, ci se repetă un anumit comportament discriminator sau de hărțuire. Potrivit specialiștilor, hărțuirea la locul de muncă provoacă un stres considerabil victimelor și colegilor, familiilor și prietenilor acestora, iar în unele cazuri, victimele nu își pot desfășura activitatea în mod normal la locul de muncă.